Stimate domn vicepreședinte, stimat domn academician Cordu, stimați academicieni, stimați colegi, astăzi este ziua de asemenea. 85 ani ziua de nașterii academicianului Ghițu și 10 ani creierii Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologie numele academicianul Dumitru Ghițu. Institutul de Inginerie Electronică și Tehnologie Industrială a fost denumirea la momentul fundării Institutului Tehnologie Industrială. Este creat prin inițiativa academicianului Dumitru Ghițu prin hotărârea Guvernului Republica Moldova numărul 1326 prin contabilirea a trei centri, LISES, BSCT și Techmir. Structura institutului inițială a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltarea Tehnologică numărul 46 din 1 martie 2006. Exact 10 ani de zile institutul nostru există deja și funcționează. Și cuprinde trei centri și 11 laboratoare. Ținând cont de faptul că domeniul nanoștiinței și nanotehnologiei este direcție strategice al institutului, iar inițiatorul dezvoltării cercetărilor în această direcție în Republica Moldova a fost fondatorul institutului, academicianul Dumitru Ghițu, prin hotărârea Consiliului Suprem numărul 107 din 7 iulie 2010 a fost substituit синтагма Институту инженерии электроники и технологии индустриала к синтагма Институту инженерии электроники и нанотехнологии Дмитру Гитцу. О реорганизации а институту а фост эффектуата в декабре 2010 конформ хатерири консилиуму супрем ликидаря а три центри micșorarea numărului de laboratoare de la 11 la 6. La moment, institut constă din 5 laboratoare care conlucrează intens pentru atingerea obiectivelor planificate, balansarea volumului de cercetări fundamentale și aplicative ale institutului ca institut fizică-tehnic. Asta e unic institut în cadrul Academiei de Științe, Institutul Ingineresc, unde lucrează savanți, cercetători și ingineri. Ambele părți sunt egal. Efectuarea cercetărilor în domeniilor nanotehnologiilor și elaborarea materialelor noi, metamaterialelor, nanostructurilor funcționale pentru aplicații în dispozitive optice, spintronică și sisteme de energie alternative,
elaborarea, proiectarea și fabricarea dispozitivelor și aparatelor electronice pentru medicină, agricultură și întreprinderile Republicii. În cadrul Institutului, la data de 31 decembrie 2015, activau 159 angajați, dintre care 63 cercetători și 44 inginieri. Numărul de cercetători științifici cu titlul de doctor 28 persoane, iar cu titlul de doctor habilitat 11. Printre colaboratorii Institutului se numără 2 membri al Academiei de Științe și un membru corespondent. Valoarea totală a echipamentului științific aflat la balanța contabilă a Institutului constituie 35 milioane lei în anul 2015, datorită achiziționării echipamentului științific unical și modernizării celui existent din proiectul internațional FP7, Scopus, Șalpe. Ponderea mijloacelor speciale în cadrul volumului de finanțare destinat activităților științifice a fost în continuă creștere și a crescut în anii următoare, cota maximală atingând în anii 2013 și 2014 34%, ceea ce se datorează obținerii proiectelor internaționale în cadrul programelor FP7, Black Sea Basin, NATO, STCU și altele. În anii 2006-2015 au fost publicate 205 de articole în reviste cu impact factor, care au fost dintre care în 2011-2015 au fost publicate 128 articole cu impact factor. 7 monografii, dintre care 4 în perioada 2011-2015. Институту а эдитат ревистили Moldavian Journal of Physical Sciences ши ревисты штифика дидактика физика ши технологии или модерни. Институту афост организатору а маймул де 30 манифестер штифича инклюзив ун шир де симпозианили нано эндоминил нанотехнологии ши нано 2007 2009, 11, 13 și 16, care au devenit tradițional. Institutul a realizat 90 de proiecte, 62 în anii 2006-2010 și 28 în perioada 2011-2015, inclusiv proiecte FP7. În perioada 2011-2015 au fost semnate 19 acorduri de colaborare internațională și 10 acorduri de colaborare națională. Institutul nostru colaborează foarte intens cu vecinii noștri, cu Institutul de Chimie, Institutul de Fizică Aplicată, Geologie și Seismologie, Institutul Matematică. Noi avem împreună proiecte comune, doctoranți și lucrăm foarte intens cu colegii din instituții respectiv. Colaboratorii Institutului au fost conducătorii a 5 programe de stat și numeroase proiecte naționale și internaționale. Printre rezultatele fundamentale aș menționa a fost înregistrat experimental efectul triplet valvă de spin. Prima dată a fost depistat în structuri supraconductor feromagnet și va fi aplicat la elaborare elementelor de bază în spintronică și nanoelectronică supraconductoare. Au fost obținute nanofire de bismut stibiu cu o valoare sporită a forței termomotoare, perspectiv pentru utilizarea în convertoare termoelectrice de energie. S-a depistat efectul memorie
memory effect în structuri supraconductor ferromagnet în câmp magnetic extern. Efectul detectat ar putea fi utilizat la elaborarea elementelor de memorie în dispozitive electronice. A fost elaborată metoda de creare în fire a interfeței izolator topologic supraconductor, indi-bismut, în care pentru prima dată au fost înregistrate oscilații echidistante ale rezistenței magnetice în câmp magnetic transversal, ce sunt atribuții apariției fermionilor Majorana. Efectul poate fi utilizat în calculatoare cuantice. Au fost elaborate procedee tehnologice avansate de fabricare a nanostructurilor complexe de tipul ferromagnet-supraconductor ferromagnet prin metoda de depunere magnetron preconizate spre elaborarea ale dispozitivelor spintronice supraconductoare. A fost dezvoltată o abordare nouă de obținere a structurilor 3D prin depunerea nano- și microcristalitelor de galiu-N pe nanotuburi de aerografit. Rețelele tridimensionale obține un evident potențial de aplicare într-o generație nouă de materiale electronice, fotonice și senzorice. Au fost fabricate membrane suspendate de galiu-N nanoperforate într-un mod ordonat cu grosime de 15 nanometri, un exemplu bun de inginerie nanomaterialelor. Asta e inginerie nanomaterialelor în laboratorul nanotehnologiei. Nou material nou pentru senzori și microelectronică. Au fost obținute 3 certificate de înregistrare a modelului industrial, 100 de brevete, inclusiv un brevet internațional în Germania. Printre rezultatele aplicative, aș menționa dispozitivul destinat anihilării microbacteriilor de tuberculoză cu radiație ultravioletă bactericidă. Dispozitivul a demonstrat o eficiență remarcabilă la spitalul de tuberculoză Vărniceni. Noi când lucrăm mult ani cu spitalul respectiv. Dispozitiv pentru terapie fotodinamică, traductorilor de presiune excedentară cu un diapazon extins a presiunilor măsurate și semnal de ieșire unificat și cu conectare la interfețe standard industriale. În premieră a fost proiectat și construit modelul experimental al generatorului termoelectric anizotrop din fire de bismut, ce funcționează datorită gradientului de temperatură de căldură corpului uman. Permit utilizarea lui în dispozitive auditive în calitate de sursă de alimentare. Sistemul de alimentare a satelitului de la energie solară și sistem de orientare. Generator de unde milimetrice în bază tehnologiei cu benz paralel. Au fost obținut certificatul de aprobare de model pentru traductorul de presiune excedentară cu includerea în registrul de stat al mijloacelor de măsurare. O serie din 24 exemplare de traductoare sunt implementate la întreprindere Chișinău-Gaz în rețelele de gaz. Sistem energetic în baza mașinii Stirling, care menționat cu medalia de aur la expoziție. Metodă și dispozitiv prototip pentru prelucrare semințelor cu câmp electromagnetic în scopul îmbunătățirii indicatorilor de dezvoltare a plantelor. Stă la bază unui proiect de transfer tehnologic. Lucrul acesta noi elaborăm 3 ani de zile împreună cu Institutul de Genetică după inițiativa academicianului Boris Sergeevici Găină, inițiatorul și susținătorul respectiv. La capitolul relevanței economică aș menționa
crearea laboratorului fizică mediului ambient în cadrul proiectului de transfer tehnologic pentru evaluarea randamentului agentului pirotehnic folosit în lucrările anti-grinding, tot în cadrul proiectului transfer tehnologic și acum prin contracte direct cu Bulgaria și cu întreprinderile de stat anti-grinding. Pe data de 10, dispozitiv de hipotermie construit pe bază elementelor Peltier, elaborarea stă la bază unui proiect de transfer tehnologic înaintată și obținută de către Institutul și Spitalul de Medicină Urgentă. Pe data de 10 noiembrie curent, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologie Dumitru Ghițu a fost reacreditat cu nota foarte bine, categorie A, cu profilul fizică și electronică solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologie și inginerie materialelor și dispozitivelor electronice. Aceasta este cadoul nostru pentru investitorul nostru și șeful nostru, academicianul Dumitru Ghițu. Mulțumesc mult pentru atenție. Stimați colegi, mulțumesc mult pentru atenție și pentru participarea la asta seminar nu obișnuit. Avem niște rapoarte și după rapoarte cine personal a cunoscut domnul clinician Dumitru Ghițu pot să spui niște cuvinte. Și acum prezintă raport prim. Președinte academician Tigineanu. Так, еще репеди гасеса. Можно открыть через... Да. Репорт. Да, репорт. 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 Да, еще. Да, еще. Акуш, ты... Прима. И я зачем, дискиды. И я зачем. Сейчас. Выкрас, я просто... Onorată asistență, stimați colegi, bună ziua, este o plăcere să fim împreună astăzi, cu atât mai mult cu această ocazie frumoasă. Institutul Ingineriei Electronic și Nanotehnologii împlinește 10 ani. Eu mi-amintesc discuții care au fost 12-11 ani în urmă, când academicianul Ghițu demonstra insistent că trebuie să creăm un institut care să fie responsabil de interacțiunea cercetării științifice cu sectorul real și, desigur, în domeniile legate de inginerie, tehnologie și, nu, iată, chiar... Deci am amintit și lucrurile acestea și în contextul că este aici academicianul
Teodor Furdui, care a susținut totalmente atunci, și eu vreau să menționez că Acămceanu Ghiță a fost foarte insistent, fiindcă la început ideea nu prea era susținută, dar mai apoi a convins, a apărut denumirea Institutului Ingineriei Electronic și tehnologii industriale. Și tehnologii industriale, da. Referitor la tehnologii industriale, erau diverse opinii și poate știți, pentru Republica Moldova, desigur că ar trebui să fie și un institut în tehnologii industriale, dar problema noastră că nu prea avem industrie. Adică, și desigur că nu poate un institut de cercetare să dezvolte industria. Deci, trebuie să fie mecanisme care să susțină deci, dezvoltarea industriei și, desigur, transferul tehnologii de rezultate din laboratoare cercetare în industrie. Și cu timpul a apărut nouă denumire, deci în 2010 Institutul Ingineriei Electronice și Nanotehnologii a fost creat un laborator nou în nanotehnologii și iarăși aici domnul Cămcean Furdui a susținut tot procesul acesta, dar vreau să menționez că institutul, în pofida timpurilor foarte grele, s-a impus și a demonstrat că activează la un nivel foarte înalt. Deci eu cred că în comparație cu alte instituții, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ocupă o poziție de frunte. Deci, desigur că nu pot afirma că e pe primul loc, dar e o poziție de frunte, la sigur, și, de fapt, acreditarea și-a demonstrat lucrul acesta, pentru că a luat deci, o notă foarte înaltă și cu o recunoaștere așa internațională, care este confirmată prin lucrări, prin efortul colectivului. Și eu o să mă opresc la câteva aspecte ale legate de activitatea institutului. Deci, în contextul activităților legate de nanotehnologie în Republica Moldova. Sunt slide-uri în limba română, sunt în limba engleză, fiindcă eu așa am cules de aici, de acolo, câte ceva, dar eu cred că toți înțeleg și limba engleză, probleme nu o să fie. Deci aici este clar că e vorba de acele nanotehnologii și metode care noi le utilizăm, de fapt acoperă un spectru foarte larg, deci nanotehnologii și nanomateriale. Deci, și iată aici sunt institutele care activează în domeniu sau au tangență directă, fiindcă, desigur, dacă îi luăm Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, pare întrebarea ce, dar într-adevăr este un institut care a implementat acele nanoparticule elaborate, inclusiv la Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologie, și sunt lucrări publicate foarte interesante în acest domeniu. Deci, nanoștiință și nanotehnologie în Moldova, deci nanoelectronică, nanooptică, nanochimie, nanobiologie și eu așa principalele institute le-am repartizat. Nu vreau să menționez că deci, și Universitatea de Stat și Universitatea de Medicină, nu mai vorbesc Universitatea Tehnică, desigur, Inginerie, Nanotehnologie și Institutul Elirii, care a avut un impact puternic asupra dezvoltării domeniului, dar cu regret, deci activitatea institutului merge acum în jos și este legată în primul rând de faptul că el a fost privatizat, care va fi soarta de mai departe, vom vedea. Deci crearea platformei nanotehnologice. Eu o să demonstrez că deci, în pofida acelei susțineri financiare foarte modeste, deci totuși și institutul și toți cei care activează în domeniul nanotehnologiilor și domeniilor conexe au reușit totuși să creeze o infrastructură care ne permite să dezvoltăm domeniul nanotehnologiilor aici, la noi, în Republica Moldova, și chiar să elaborăm unele elemente de dispozitiv.
Multe lucrări, desigur, se fac în colaborare cu echipe din Occident și asta este clar și eu cred că chiar este foarte bine, fiindcă numai prin colaborări strânse cu echipe puternice din Occident, noi putem să ne promovăm și o imagine în lume și să publicăm acele lucrări pe care reușim să le publicăm în reviste internaționale de cea mai înaltă importanță. Deci, iată aici diverse utilaje pentru caracterizare în câmp magnetic, care este la Institutul Ingineriei Electronic și Nanotehnologii. Țin minte cum a regretat acadimician Dumitru Ghițu demonstra că acest grant trebuie să vină la Institutul Ingineriei Electronică. Deci, prin insistența academicianului Ghițu și s-a reușit de procurat acest utilaj. Deci, asta e deja prin proiecte internaționale, deci cadrul 7, mai ales în spatele în care a fost procurat și iarăși este un utilaj foarte important, pentru că deci, multe lucrări s-au realizat cu ajutorul acestui echipament. Deci, MOSIVD și MBI, iarăși utilaj care este la institut de mai mulți ani. Deci, echipament pentru producerea doturilor cuantice și iarăși s-a reușit lucruri foarte interesante. Deci, vedeți aici doturile cuantice la microscopul de transmisie. Deci, și în context vreau să menționez că doturile au fost studiate și la Institutul de Fizică Aplicată. O instalație pentru producerea microfirelor, care este în cadrul Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii. Deci, instalație de caracterizare microRAMA, iarăși o instalație care poate fi utilizată pentru caracterizarea multor materiale, nanomateriale. Echipament pentru nanostructurare electrochimică a compușilor semiconductori, deci iarăși echipament procurat prin granturi internaționale. Și aici instalații deja care cu eforturi comune, este vorba și de echipa de la Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, împreună cu Laboratorul Nanotehnologie, au reușit să creeze o serie de echipamente, iarăși prin susținerea granturilor internaționale. Asta e un proiect în cadrul programului cadrul 7. Deci, utilaj pentru fotolitografie, microscop electronic, care de fapt și-a impulsionat vreo 14-15 ani în urmă dezvoltarea nanotehnologiilor, pentru că până în anul 2002 nanotehnologiile mai mult se dezvoltau din punct de vedere teoretic aici la noi și odată cu apariția microscopelor și electronice și de forță atomică, deci s-a început dezvoltarea nanotehnologiilor la direct. Deci echipament pentru integrarea nanofirului microfibre din sticlă, Institutul Ielirii. Nu vă atrag atenția că mai multe instalații au fost deci propuse și altor laboratoare, inclusiv peste hotare, dar principalul eu creat instalații pentru integrarea a milioane de nanofire în fibre din sticlă. La Institutul Fizică Aplicată, iarăși, utilaj pentru creșterea punctelor cuantice, laser cu eximeri creat prin program de stat la Bălți, care Universitatea din Bălți, care poate fi utilizat. Eu dau exemplu și din afara Institutului Ingineriei Electronice pentru a arăta potențialul care este la noi, să are vedere din punct de vedere echipamentului. Și o să mă opresc la unele rezultate reprezentative. Eu nu o să acoper domeniul întregime, fiindcă lucrări sunt foarte multe și chiar eu aș spune și direcții de cercetare cu scopuri diferite. Este un domeniu multidisciplinar, intersecție de multe domenii. Deci, iată, s-a vorbit despre doturi cuantice și ceea ce s-a reușit la Institutul Ingineriei Electronică. Deci, crearea doturilor cuantice s-a reușit și la Institutul de Fizică Aplicată, dar foarte important este că
acele doturi cuantice care au fost create la Institutul Inginerie Electronică și Nanotehnologii au fost implementate, deci, și s-a demonstrat că stimulează creșterea algilor roșii. Și iată, lucrarea aceasta a publicată în revistă în Statele Unite, deci de fapt a fost una din primele lucrări la intersecții domenii în care a arătat că este într-adevăr foarte important ca noi să lucrăm împreună cercetători din diferite, domenii de activitate. Deci s-a vorbit aici deja de valvă de spină, domnul membru corespondent Sidorenco, deci domeniul dumnealui, eu nu o să mă opresc în detalii. Elaborarea dispozitivelor termoelectrice anizotropie pe bază de microfire semimetalice, este vorba de doamna doctor Habilitat Nicolaeva și domnul doctor Conopco. Deci eu vreau să atrag atenția că această echipă lucrează cu succes și publică permanent lucrări în reviste prestigioase. Deci nanoparticule de oxid de zinc fixate pe schelet din aerografit. Deci iarăși de scheletul din aerografit constă din tetrapozi cu dimensiuni de micrometri, iar de fapt microtuburi din grafit, iar pe aceste microtuburi creștem nanotetrapozi de zinc. În rezultat se primește un material nou, un material care este flexibil, deci are proprietăți foarte și foarte interesante, inclusiv o fotosensibilitate puternică într-un spectru foarte larg, începând de la ultraviolet și terminând cu domeniul infraroșu până la 2,5 microni. Deci publicată anul acesta și atât chiar recent, iarăși o lucrare publicată cu pe fășii, sau aș spune pe membrane unei atomare de grafen, se depun doturi de lichioră de galiu, deci cu magneton spattering de doamna Lidia Ghincu, și se primește un nanomaterial care are proprietăți de unicate, inclusiv s-a demonstrat un senzor de presiune, iată vedeți aici, deci lucrează de la watt 1 până la 5 atmosferi, lucrare publicată chiar recent în revista Nanotechnology. Deci, iată, acest material acum se studiază din diferite puncte de vedere pentru a crea piele artificială, adică un material artificial care ar putea să substituie pielea naturală și să adică reacționeze adecvat la diferite acțiuni din exterior. Deci, asta iarăși este o lucrare comună, Institutul Inginerie Electronică Universitatea Tehnică, în care deci un senzor de hidrogen în baza la un singur nanotub din titanul 2, deci aici doctor Enache, doctor Habilitat Lopan au jucat rolul principal. Și iarăși Institutul Inginerie Electronică Universitatea Tehnică, este vorba de nanosenzori de comutare rapidă și nanosenzor ultrasensibil. Este de fapt un senzor, deci Corșel. Deci miez înveliș. Și deci iată această geometrie duce la proprietăți destul de interesante din punct de vedere a sensibilității. Deci, domnul doctor Habilitat Lupan, este vorba de un senzor în baza la rețele interconectate de nanotrapoz, iarăși într-o revistă cu un impact factor destul de mare. Și dacă e vorba de impact factor, eu cred că lider la impact factor este domnul doctor Habilitat Țurcan, care a publicat și în Science și în Nature câteva lucrări de cea mai înaltă valoare. Aici este vorba de imagistică la scara atomică, deci a structurii magnetice în acest material fiertelor.
alte lucrări care s-ar merita, sunt foarte multe lucrări, eu desigur că nu am posibilitate să mă opresc la toate, dar așa pe scurt, materiale metalo-organice absorbante nanoporoase, deci este vorba de echipa domnului doctor Kravtsov la Institutul de Fizică Aplicată, deci domnul doctor habilitat Iovu, iarăși este vorba de materiale nanocompozite, organice, anorganice, care pot fi utilizate inclusiv în calitate de materiale emițătoare. Deci, la Universitatea de Stat din Moldova se evidențiază prin lucrări publicate în reviste cu impact factor destul de înalt domnul Denis Nica. Și eu vreau să vă atrag atenția, deci că și anul acesta iarăși au apărut vreo două lucrări, inclusiv în Nature Communications, semnat de domnul Denis Nica și echipa sa. Un rezultat important este care ei au demonstrat că este de ajuns, de avut câteva straturi de carbon pentru a evita încălzirea schemelor electronice, adică știți, este o mare problemă în, acum se integrează nu milioane, dar miliarde de elemente electronice pe chip și este foarte important ca noi să avem posibilitatea ca această căldură să fie deci, scoasă de pe chip și iată ceea ce ei au demonstrat are o însemnătate foarte mare deci pentru în acest punct de vedere. Deci elirii, am menționat că ei au reușit să integreze milioane de nanofire într-o fibră optică. Interesul a fost și este foarte mare. Eu vreau să vă atrag atenție, eu primesc multe mesaje de la diferite echipe din Occident, că iată ei sunt cointeresați, deci cu regret la elirii acum nu mai are cine să... Că ei au avut contracte economice și cu Statele Unite, cu Israelul, cu China, până și cu Coreea de Sud au avut un contract. Dar acum, din cauza că s-au privatizat, sau institutul a fost privatizat, cercetătorii de bază, practic, ei, deci care a plecat, care deja și-a găsit loc de lucru nou. Și se merită de menționat și Universitatea de Stat din Bălți, care a reușit să creeze condiții pentru elaborarea unor tehnologii și aici este, eu aș spune, o dezvoltare la acele lucrări care sunt și la Chișinău și, în primul rând, la Institutul Fizic Aplicată, membrul corespondent de CUSAR, pentru că deci este vorba de durificare a pieselor prin, deci, în cazul de față la Bălți, deci de prelucrare în plasmă. Sunt o serie de lucrări care ar fi cazul să fie menționate, eu n-am avut materiale respective, dar la Universitatea de Stat din Moldova deci, se evidențiază domnul doctor habilitat Eftodiev și prin utilajul care l-a procurat, dar și prin lucrările publicate, domnul profesor Nedeoglu, iarăși prin noi materiale și impresionant a fost deci dezvoltarea tehnologiei pentru unii compuși binari, cum ar fi seleniura de zinc, zinc-selen, pentru că în lume, practic, nu se vindea zinc-selen cu conductivitate dirijată. Și iată ei, așa știți, încet cu încet, pas cu pas, au soluționat o problemă importantă și anume faptul că ei au învățat arta de a dirija cu conductibilitatea electrică acestui material și ne-a permis de a crea nanotemplate în baza seleniurii de zinc, a crea nanocompoziți, metal semiconductor, adică multe elaborări care nu erau posibile din cauza că așa material pur și simplu nu era pe piață la nivel global. Iată, deci un exemplu când o echipă de la noi, deci s-a prin insistență în primul rând, deci a demonstrat lucruri
foarte serioasă, nu? Prin insistență, în 2014 a fost câștigat premiul Nobel, pentru că dacă e vorba de nitura de galiu, deci a fost studiat în anii 60-70 ai secolului trecut, pe urmă au considerat că materialul ăsta nu este absolut interesant din punct de vedere practic, nu este tehnologic. Și deci toate echipele au încetat să mai lucreze cu nitrura de galiu. Și erau două echipe în Japonia care foarte insistent căutau și în anii 90 ai secolului trecut au demonstrat că în baza nitrurii de galiu se poate de obținut și pe înjocțiune, au creat un LED în albastru și iată, în 2014, pentru LED-urile de culoare albastră, Nakamura și doi colegi au primit premiul Nobel. Iată ce înseamnă insistență. Și eu am amintit cazul acesta pentru că la Institutul de Inginerie Electronică este insistență și asta este laudabil. Deci monografie, iată domnul director Sidorenko a demonstrat vreo 5, eu am mai găsit la mine cu 3, undeva vreo 8 monografii publicate în ultimii ani cu participarea colaboratorilor la Institutul Ingineriei Electronice, deci asta eu cred că este un succes remarcabil. Nu și o serie de reviste cu rezultate pe copertă. Aici este vorba de colaboratorii la Centrul Național de Studiu și Testare Materialelor, la Universitatea Tehnică și de la Institutul Ingineriei Electronice și Nanotehnologiei. Probabil că sunt mai multe, eu pur și simplu le-am pus pe cele care erau la mine prin rapoarte. Deci, în rezultat, în final, eu vreau să atrag atenția că în domeniul nanotehnologiilor nu este ușor să te impui, fiindcă la scară globală sunt o multitudine, un număr impresionant de laboratoare, centre, echipe care lucrează. Și primul pas este de a identifica un domeniu în care tu poți să demonstrezi ceva luând în considerare ce ai, ce este disponibil acasă. Ai colaboratori care au fost pregătiți, ai utilaj, pentru că, da, ne ducem în Occident, dar în Occident nu te poți duce cu nimic în buzunar. Pentru că dacă chiar te duci cu nimic, atunci știți și ești primit în modul respectiv. În Occident trebuie să te duci și spui, iată, noi am lucrat asupra acestei teme, sunt rezultate foarte promițătoare, noi am demonstrat lucruri importante la nivelul nostru. Cum noi am putea împreună, iată, luând în considerare că aveți un echipament mai performant decât noi, că e o infrastructură mai impunătoare și să propui ceva pentru a dezvolta mai departe. Și atunci merge. Dar dacă vii și spui că eu sunt foarte bun la suflet, dar sunt sărac și n-am ce propune, atunci ți arată la ușă, dacă n-ai ce propune, nici noi nu avem ce să-ți oferim. De ce, repet, Institutul de Inginerie Electronică, chiar în aceste condiții foarte complicate, foarte dure, a demonstrat că activează la un nivel destul de înalt, la scară europeană, internațională și aici se simte, eu aș spune așa, deci sufletul academicianului Ghițu, care probabil nu un model de personalitate insistentă. Deci un exemplu pentru mine este un exemplu de personalitate insistentă. Și desigur că multe din aceste calități au fost preluate și de actualul director, domnul membru corespondent Sidorenko, dar și de toți colaboratorii Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologie. Eu nu am acoperit absolut toate lucrările, fiindcă lucrări sunt mai multe și aici, în final, pot să menționez la Institutul de Fizică Aplicată, eu urmăresc, sunt lucrări pe materiale bidimensionale foarte importante, domnul Cămcean Coliuc, domnul Cămcean Arușanu rămâne să fie foarte, foarte activ
domnia Căducea Moscalencu. Iată, eu vreau să menționez că domnul Căducea Sviatoslav Moscalencu, deci este un exemplu cum de dezvoltat ce a fost început mulți ani în urmă. Deci sunt colaborări foarte interesante cu Institutul de Chimie. Deci și desigur că Institutul de Chimie are o tangență directă și are domenii legate de nanotehnologii și este aici directorul Institutului și domnul membru corespondent Geru, care deci, nu, eu cred că domnul membru corespondent Geru are tangență la toate domeniile, din fizică. Nu, asta eu spun în sens așa pozitiv, când într-adevăr așa este și e deci personalitate care întotdeauna este o plăcere să discuți. Deci chiar zilele acestea a fost la mine deci cu o persoană din, cu un profesor din din Polonia, din Wrocław, da? Din Wrocław, da. Da. Deci din Wrocław. Directorul centrului. Da. Domnul tu, domnul Munteanu. Domnul Tudor Munteanu, da. Da, și știți, eu mi-am amintit cum, iată, pe timpuri, când era foarte greu, domnul profesor Munteanu îmi spune că, iată, noi plecăm în Japonia, în Polonia, aproape Japonia, deci în Polonia. Și, iată, știți, un exemplu de colaborare de zeci de ani și o colaborare care a adus multe lucrări. A promovat imaginea Institutului la scară europeană, internațională. Și așa exemple sunt foarte, foarte multe. Desigur că Institutul a reușit la intersecții domenii. În primul rând, eu aș menționa intersecția cu medicina. Și aici a fost un rol important a avut și centrul domnului Nica. Desigur că noi am așteptat mai mult de la acest centru, dar în condițiile noastre nu este ușor. Noi împreună, de nenumărate deja ori, am discutat cu miniștri, miniștrii se schimbau, intențiile noastre rămâneau aceleași. Nu este ușor. Da, atitudinea lor rămâne aceeași. Da. Cerul schimbă, dar era urba. Dar, eu totuși sunt optimist. Optimist în sensul că acei care deci, cred în ceea ce fac, acei care deci, lucrează cu dăruire de sine, cu dragoste, dacă doriți, cu insistență, fiindcă, iată, eu de multe ori am repetat insistența, fiindcă în știință nu este ușor. Și cu atât mai mult în domenii absolut noi. Nu este ușor. Dar cine e insistent, reușește. Și eu vă doresc ca dumneavoastră și noi toți, fiindcă eu tot mă consider o parte din acest colectiv, ca noi să reușim. Spre binele Institutului de Inginerie Electronică, spre binele colectivului și spre binele țării noastre. Pentru că scopul nostru este unul. Țara noastră să prospere și noi, nu numai noi, dar și copiii și nepoții noștri să lucreze acasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnule. Domnul Vicent Ignanul subliniat, asta a fost strategic corect. Domnul Acrimișan Ghițu a selectat domeniul nanotehnologiei și insistat, insistență repetat multe ori, domnul Acrimișan Ignanul. Asta e corect. Domnul Acrimișan Ghițu a insistat, domeniul nanotehnologiei are șanse în Moldova. A fost multe glume, care nanotehnologie, noi suntem țara agrară, trebuie de dezvoltat, sector agrar foarte important. Noi avem prietenul nostru, Călimșan Găină, noi știm sector agrar foarte important. Dacă fără nanotehnologie nu a avut posibilitățile FP7, Horizon 2020, apropo, noi avem utilajul modern, extra modern utilajul și foarte scump datorit cu proiecte FP7, domnul Academician
Degenian a câștigat în mult era proiectul și și a procurat echipament care dumneavoastră a văzut pe ecran. Și asta e direcția strategică corect. În toată lumea, nanotehnologie, asta, asta determină starea țării. Și noi avem șanse în viitor, noi suntem optimiști. Eu tot, noi vrem trăiți aici și copiii și noștri și trebuie de dezvoltat țara. Bine, domnul Călincean pregătește raportul dumnealui și aș vrea atrage atenție. Noi am primit multe, multe felicitări cu ocazia jubileul institutul nostru și jubileul investorul nostru, Călincean Ghițu. Domnul Thomas August Richard Koch, acum el este șef departamentul la concern Cronos, salariu 9.000 euro lunar, datorit teza de doctorat care a fost susținut aici. Dumneavoastră a văzut slide-uri care a fost pe ecran. Susținerea tezei de doctor, Dmitru Vasilevich a fost președintele comisiei de susținere de tezei. Eu a fost conductor științific, domnul Thomas Koch, și în anul creierii institutului nostru, în 2006, aici a fost susținere tezei de doctor în științe fizico-matematice Thomas Koch, și acum, din Germania, congratulations to your 10 years jubilee. With great pleasure, I would like to congratulate the institute named by academician Dumitru Ghițu to the 10-year jubilee, as this is within the year of the 85th birthday of the founder of the institute. I personally congratulate Akademichan Gitsu, institute Akademichan Gitsu birthday. I collaborate with you more than 17 years, and I remember well my final examination when I defended my doctoral thesis at the Scientific Council, which was conducted by Akademichan Gitsu on 6th March 2006. I could directly trace the foundation of the Institute and remember well all fruitful collaboration we did and all meetings we joined together during the past 10 years. I wish to the Institute and all its members and you, Professor Sidorenko, success and good luck for the future. May new international important results, new projects and programs and new projects we need. And new international meetings come to you in endless chain. With the best regards, Leverkusen, Kronos, 25 November 2016. Professor Horst Hahn, he is our partner, my and Professor Kuzmanov's partner, Director of the Institute of Nanotechnology from Karlsruhe. We have agreement of collaboration and many years collaboration with Institute of Nanotechnology. Мы коллаборируем партии интенс ку Институт Нанотехнологии din orașul Karlsruhe, Germania, unde eu am lucrat și noi împreună cu domnul Călincean Tigneanu, noi conlucrăm și directorul Institutului Nanotehnologie din Karlsruhe, felicitat noi și tot multe proiecte și succes pentru Institutul nostru din partea Institutului din Karlsruhe. Și academician Nikitov, director Institutului Radioelectronicii de la Moscova, поздравляем вас и руководим вами институт с юбилеем, десятилетием со дня основания института физико-технического профиля, очень важно, физико-технический наш институт, во времена Молдовы. Институт радиотехники и электроники имени академика Котельникова, РАН,
более трех десятков лет сотрудничал с вами и с академиком Дмитрием Васильевичем Гицу, близким другом нашего научного руководителя института, академика Юрия Васильевича Гуляева. Юрий Васильевич Гуляев, прежний директор института радиоэлектроники, вы знаете, это близкий друг Дмитрия Васильевича, и он был инициатором развития работ по КВЧ-терапии в нашем институте. В связи с юбилеем вашего института мы искренне желаем вам новых научных достижений, продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вот три десятка лет связывают институт наш, институт академика Гуляева, друга и партнера Дмитрия Васильевича Гицу. Академик Ивасишин, директор института имени Курдюмова из металлофизики. Примите наши искренние поздравления вам и руководителю вашему коллективу в связи с юбилеем. Сейчас техническая пауза небольшая, сейчас в другом. Валера, ППТ. Не ППТ-Х, а ППТ. На, возьми, флешку. Нет, флешка. Только в формате ППТ. Отдел сверхпроводниковой электроники Института металлофизики имени Курдюмова Академии наук Украины на протяжении более 20 лет. Нет, значит, более 20 лет сотрудничал с лабораторией полуметаллов академика Дмитрия Васильевича Гицу, затем с ЛИСИЭС, Международной лабораторией сверхпроводимости, а все последние годы с Института электронной инженерии и нанотехнологии имени академика Гицу. В связи с юбилеем вашего института мы желаем новых научных достижений, успешных практических внедрений и продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Тоже с этим институтом металлофизики тоже более двух десятков лет и Дмитрий Васильевич, и наш институт связывает. Академик Гнатченко, ФТИНТ. Ну, ФТИНТ — это для нас вторая альма-матер. Там и я аспирантуру заканчивал, защищал диссертацию. И многие наши сотрудники и от лаборатории полуметаллов, лаборатории Комника, все, наверное, перебывали. Павел Павлович, вот Аллы нет. Там половина сотрудников Дмитрия Васильевича Гицу работали во ФТИНТе. Так что со ФТИНТом нас связывает многолетие, более трех десятков лет дружбы. Примите самые теплые поздравления от ученых физико-технического института низких температур имени академика Веркина Академии наук Украины в связи с десятилетием со дня основания института имени Гицу. Ваш институт добился больших успехов на поприще нанотехнологий, занимает достойное место в ряду мировых научных центров и играет ныне важную роль в подготовке ответов на вызовы, которые современный мир ставит перед человечеством. Множество ниточек дружбы и сотрудничества объединяет наши институты. Поэтому нам особенно приятно поздравить и вас лично, и сотрудников вашего института с этим праздником. Пусть последующие годы будут еще более плодотворными и насыщенными новыми яркими результатами. Здоровья вам и всем вашим сотрудникам, благополучия и новых творческих успехов. От имени сотрудников ТИМ имени Веркина, директор института академик Сергей Леонидович Гнатченко. Вот, спасибо вам. Мы вместе в одно время в аспирантуре учились. Так он у Еременко учился, а я у Дмитренко. Вот. Сейчас он возглавляет институт, там преемственность продолжается в Афтинте. Из Харькова также институт радиотехники и электроники. Ректор прислал поздравления, мы тоже с ними сотрудничаем. Академик Семенко Анатолий Ларионович, кстати, он был в мае здесь на конференции, а в феврале приедет, он будет оппонентом у Саши Пенина по защите. Так что с ним мы тоже сотрудничаем еще с тех пор, как он в Сатурне работал. Примите самые теплые дружеские поздравления вам и коллективу руководимого вами Института электроники и нанотехнологии имени академика Гицу. В связи с 10-летием со дня основания института и 85-летием со дня рождения основателя института Дмитрия Васильевича Гицу. Мы с вами много лет сотрудничаем, начиная с успешного взаимодействия между вашей лабораторией и НПО «Сатурн», где я проработал более трех десятков лет, и продолжаем в настоящее время активное взаимодействие во всех областях научно-технической деятельности. В связи с юбилеем вашего института желаем вам новых достижений проектов
защита диссертации, организация международных конференций и продолжение нашего плодотворного сотрудничества. Искренне ваш, профессор, лауреат Государственной премии СССР, академик Украинской академии наук Семенко Анатолий Илларионович. Он разработчик системы кодирования правительственной связи и системы связи для ЦУПа, станция МИР. Это НПО «Сатурн» в Киеве разрабатывали. Так что у нашего института и в прошлом хорошие связи, и на будущее тоже есть хорошие перспективы новых совместных проектов. Уважаемые коллеги, здесь еще много пришло поздравлений из Черновицкого университета, ректора Черновицкого университета. С ним Дмитрий Васильевич очень много лет сотрудничал. Черновцы это как бы вторая родина термоэлектричества, знаете. Вот. Поэтому и черновцы поздравляют, и Одесская академия связи поздравляет. Кстати, оттуда тоже второй оппонент приедет, профессор Маевский, зав. Кафедры на защиту Саши Пенина. Так что много у нас друзей по всему пространству и бывшему пространству СНГ, и за рубежом. Я надеюсь, что это залог нашего дальнейшего сотрудничества и новых проектов в будущем. Сейчас, чтобы заполнить немножко паузу, наш поэт, наш поэт подготовил к соответствующей дате, Яша Гернер, к каждой дате. У нас же есть свой Пушкин в институте. К юбилею института, юбилею Дмитрия Васильевича Гитцу, доктор физико-математических наук Яков Гернер, аспирант Дмитрия Васильевича, между прочим, тоже. Подготовил сюрприз. Стихотворение. Пока Георгиевич Антонов доклад загрузит, пожалуйста. Уважаемые коллеги, когда я работал над стихотворениями, использовал прошлые материалы, временами я колебался. Дело в том, что с Дмитрием Васильевичем для меня, как, наверное, и для присутствующих, связано очень многое. И временами мне даже казалось, что стихотворение о нем и о нашем институте должен был бы писать поэт совершенно другого уровня. Но, тем не менее, я все-таки попытался сделать то, что мог, и написал. К 85-летию Дмитрия Васильевича, 10-летию нашего института. Когда-то стих «Мотив романса» я к юбилею написал. Тот стих, мне кажется, удался. Я все, что мог, тогда сказал. А что теперь, друзья, имею? Скажу, как есть, не умолчу. Придумать лучше не умею, а делать хуже не хочу. Но авторучка тихим словом шепнула: ну-ка, повторим. Мы тот роман запишем снова, а там лишь за жизнь поговорим. И я решил, ведь это дело, и возражений вроде нет. Коль авторучка так хотела, то значит ей держать ответ. Одно скажу, промчались годы, не всем собраться удалось. И в тот роман с ручной работы добавить многое пришлось. Но память наша, без сомнения, хранит достойной жизни нить. И я к живому обращение в стихе решился сохранить. Вы начинали тут сначала, своим талантом всех даря. Молдовы физика вставала, во многом вам благодаря. Вы отдавали силы теме, не счета времени и сил. Мы знаем все, что академик всю нашу школу сотворил. Ученых нынче век недолог, и потому так сладок он. Коль результат не снимут с полок, им в раз на дверь укажет он. Но если ныне, кроме денег, ничто не стоит ни шиша, мы верим все, что академик нас не оставит без гроша. Напрасно всякие забавы нести пытаемся в совет, не обрести надежной славы, покуда Нобелевской нет. Но коль ученый не бездельник, всегда надежда в нем живет. Мечтаем мы, что академик нас до Стокгольма доведет. Ну что же, если разобраться, мне надо меру знать и честь. Похоже, можно закругляться. Но пара слов в запасе есть. Бывает так, рос дуб могучий, стоял почти над самой кручей.
и коль случался жаркий день, усталым путником в награду дарил в тени свои проклады, но вышел срок, остался пень. Но может быть и по-другому, не все к концу идет такому. И после гибельного дня, где рос один лютуб могучий, там стала роща возле кручи, усталых путников маня. Все так по ходу и случилось, и в общем даже получилось. Сполна вложив талант и труд, в делах найдя свое призвание, со славным именем в названии встал ныне целый институт. За 10 лет, пройдя тревоги, он встал уверенно на ноги, свой путь достойно проложил. А это значит, основатель, учитель наш и созидатель недаром жизнь свою прожил. Знаете, говорят так, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. В Афтиде, когда я работал, там была филармония физиков. То есть физики днем обнаруживали новые эффекты, ну там дегазан альфа, GSM. А по вечерам, по субботам, раз в месяц, они играли, Янсен играл на скрипке, Веркин играл на рояле. А у нас, видите, в другом таланте, у нас регулярно стихи пишут. Мы сотрудничаем с аграриями и с генетиками. Не только в области обработки семян, не только в области разработки новых технологий, но также и в области написания стихов. Вот, значит, конкуренту Яши, доктор Маслоброд, Институт генетики. Институт генетики. Да, пожалуйста, пожалуйста, на сцену, пожалуйста. Генетический объект. Да, значит, видите, у нас сотрудничество настолько тесное, что уже стихи пишут. Не только статьи, но и стихи пишут. Уважаемые коллеги, я как бывший аспирант Института прикладной физики, а ныне главный научный сотрудник Института генетики, физиологии и защиты растений, хочу сказать поздравительное слово в честь юбилея Института инженерной и нанотехнологии. Дело в том, что я не забыл свою альма-матер, продолжаю себя трудить часто, потому что наши растения нуждаются в ваших наночастицах и в вашем слабом магнитном поле. Не такое уже оно слабое. О, которое не очень слабое. Итак, поздравительное слово в честь 25-летнего юбилея Института инженерной электроники и нанотехнологий Алматинской академии наук. В институте торжество, праздник, день рождения. Много славного всего в этом учреждение. Институту 25. Юношеский возраст. Институт не в силах взять никакая хворост. Потому что молодец и поймал жар птицу, потому что был отец, академик Гицу. А теперь высокий класс держит многие лета. Сам Сидоренко как раз принял эстафету. Много разных видим тут нанотехнологий. Молодой научный труд поднял их на ноги. Инновацией идей славен труд тот самый, чтоб от слабеньких полей был эффект не слабый. Принимай же институт поздравлений оду, пусть твой творческий статут крепнет год от года. От имени сотрудников. Вот, пожалуйста, документ. Спасибо большое. Ну вот, Борис Сергеевич, мы тебе очень благодарны, что ты тогда нас год отвел. Это было много лет назад. Нет, мы до этого встречались. Ну, встречались. Здравствуй, здравствуй. А тут, видите, и статьи пишем, и технологии разрабатывают. Так он еще и нам стихи пишет. Он настоящий. Есть кому. Спасибо. Спасибо, дорогие. Знаете, сейчас пока сохраняем другое, там ППТ требуется. Сейчас еще одна минутка, тогда я эту минутку использую. Дон Хрисенко. Не, я хочу сказать.
Вот, принес уже. Значит, у нас есть приятная новость. Ко дню юбилея Дмитрия Васильевича Гитцу Роман Мораль выиграл конкурс молодых ученых. В нашем институте учреждена стипендия имени академика Гитцу. И мы каждый год подводим итоги конкурс молодых ученых. В этом году молодой ученый, который обнаружил вот этот самый memory эффект на структурах сверхсложных термонетик, то, что служит базой для разработки нового направления. Протокол Александр. Он за работу опубликован в журнале «Симпатия». Диплом, деловряд Алпремиева Академичанова Дмитрия Гитцу, Петр Реализер Стинский Вечер, Али Тинеринор Черчитой, а Институту Дивизирии Электроники Членов Молодзии Дмитрия Гитцу, Секон Ферре, Чернозорову Стинтифик Супериор, Роман Мораль, Таня Активиазы, кадровую лабораторовую креатине, Институту Петру, результаты, их членты, абсолютно, им аму доми, шайфрович. Ши ныне лауреат Дубин-Рубис. Послание на социальные ответы. Браво. Через 4. Да-да-да. Сейчас. Сейчас. Куда мы тоже? В карман, куда надо. А больше бани. Да. А с надо мясо съесть, да? Да. Тебе сплатил он директор, да? Да. У нас его латоцы, стимати драч колезь, стимати его штук инсалы сунты руди, хай си чем аша май апропиати его за сэмпиера, да, есть sau jos a rămat, iată, este familia Jucov, academician lui Ghițu. Eu îi mulțumesc că au găsit posibilitatea să vină. Eu cred că această zi de 25 noiembrie, care de fapt este ziua când a fost înmormântat academicianul Ghițu, dacă vă amintiți, el a murit în 23 noiembrie, dar a fost înmormântat în data de 25. S-a născut la 13 ianuarie 1931, acolo o să vedeți pe slide, și eu cred că în această zi, când este și ziua de 10 ani de la fondarea Institutului, este un bun prilej pentru noi, ca împreună cei care de fapt sunt o bună parte din colegi care sunt aici în sală, care au mers mână în mână cu academicianul Ghițu, ca să evocăm unele pagini, poate selectiv, din ceea ce am trăit noi împreună, fiindcă grație, hai să zicem, acelor semințe pe care le-a semănat academicianul Ghițu, Institutul Codinus Dezvolte, academicianul Ghițu, eu care am lucrat cu el parcursul aproape 40 de ani, din 70 și ceva, adică de fapt l-am cunoscut în 74 sau 75, când eram la universitate, dar pe urmă, în virtutea circumstanțelor, a fost așa ca să vin să lucrez în laboratorul condus de el, dar pe urmă să activăm împreună. De fapt, itinerarul inițial era puțin altfel și aici este în sală находится Ernest Constantiu, este un pomnic de времена, он привел меня в 76-75 году на сваты там, к академику Радовцану. Но по каким-то причинам, значит, женитьба не состоялась, и она состоялась вот с группой Гитцу. Ведь академичан Гитцу, патика, era unul din acei puțini care își dădea seama că știința nu se ia cu mâinile goale, știința se face cu oameni deștepți, cu oameni inteligenți, și el niciodată nu s-a temut ca în anturajul lui, în grupele lui, să ia
oameni care gândesc, care sunt dedicați cercetării, își dădea seama că este important ca știința să aibă capacitățile, și aici academicianul Tihineanu a menționat, de fapt, ceea ce este mai de acum, mai din ultimii 10 ani, ultimii 10-20 de ani, dar încă în anii 70, anii 80 și în anii 60, el a depus foarte multe eforturi pentru a dezvolta capacitățile de cercetare aici la noi în Republică. Și pe parcurs eu o să elucidez așa schematic anumite lucruri. Și al treilea lucru important care aș vrea să menționez în contextul unor evocări față de această persoană, care eu am dat al doilea titlu, deci un mare om, și cei care sunt în sală, dar eu cred că încă mulți, mulți alții care sunt, nu sunt prezenți la acest seminar, au binevoit de generozitate, de mărinimie acestui om, care a fost într-adevăr un om de mare omenie, un om cu inimă mare, un om care a venit în spațiul cercetării din nordul Republicii. Eu amintesc că el este născut în satul Drepcăuț. Cei care nu cunosc poate bine geografia, este penultimul sat din nordul Moldovei, mai urmează Hrivaș, de acum merge Ucraina. Deci mama Feodosia, tatăl Vasile, într-o perioadă, în perioada anilor 38-48, deci a trecut prin băncile școlii, deci a făcut școala în satul său natal, apoi școala de 10 ani în orășelul Lipcan, urmând mai apoi studiile la Universitatea de Stat, deci la începutul anilor 50, mai departe urmează ca lector la universitățile din Tiraspol și Bălți, urmând doctorantura la Universitatea Pedagogică din Sankt Petersburg, unde el în școala distinsului profesor Ivanov, el a trecut specializările respective într-un domeniu relativ nou pentru cercetare de la noi din Republică, în domeniul așa numitor materiale semimetalice și aleajele lor, de fapt o clasă de materiale foarte importantă, eu o să mai vorbesc pe parcurs, este clasa de materiale în care de fapt s-a dezvoltat fizica stării solide, efectele de bază care sunt cunoscute, un șir întreg de efecte în fizica stării solide s-au făcut pe baza acestor materiale. Deci, din 1961, el a activat în cadrul Academiei și, de fapt, a rămas devotat acestei instituții și mai multe instituțiilor de profil fizic pe parcursul respectiv, dacă facem un calcul, din 61 până în 2008, deci fac 47, aproape 50 de ani. Deci, el a activat în cadrul Academiei și a depus foarte multe mari eforturi pentru a dezvolta baza de cercetare experimentală, pentru a încerca să încheie aici în cadrul Academiei nu numai ciclul de cercetare, hai să zicem noi, fundamentală, ci de a face și o microproducție științifică, fiindcă în mare parte din inițiativa lui s-a dezvoltat acel STB, Centrul de Birou Specializat de Proiectări Tehnologice, care, de fapt, în anii 70 a fost fondat în anul 1976 și după număr era cam cât Institutul de Fizică Aplicată, ba chiar și mai mult, mi se pare. Era timp că în Scătăbăi erau și 500 de persoane. În institut, mi se pare că Leonid maxim a fost în jur de 400 și ceva în Institutul de Fizică Aplicată. Deci el foarte mult dorea îmbinarea acestor, aș zice eu, trei elemente. Elementul de cercetare, elementul de proiectare și elementul de microfabricare. Fiind om de la țară, fiind fiul de țărani, el împărtășea punctul de vedere că, de fapt, dacă noi dorim să ne ocupăm cu actul creativ, cu cercetarea, pe lângă aspectul de plăcere, care este, adică acest act creativ, deci noi mai trebuie să ne îndeplinim și datoria față de societate de a face niște lucruri care sunt necesare tehnicii industriei, ceea ce noi astăzi numim prin cuvinte așa mai mari, angajamentul social al științei. Deci, repere, hai zicem așa, de cercetare, patru repere importante, deci teza de doctorat în 61, teza de doctor abilitat în 76, membru corespondent în 76 și membru titular al Academiei în
1984. Deci am vorbit iată despre studii. Aș vrea doar să, iată aici sunt titlurile științifice, eu mă refer la doctor habilitat și respectiv în 81, deci ia titlul de profesor universitar. Deci numele lui Dumitru Ghițu, eu cred și nu numai eu, dar o bună parte din colegi și câteva dovezi, eu să le aduc pe mai jos în câteva slide-uri, eu cred că va rămâne înscris în analele istoriei, ce spuneam, și în anualele științei, chiar și la nivel mondial. El a intrat, de fapt, intră în anualele științifice ca o persoană care face parte din primul val de cercetători de la noi din țară, care s-a format în anii 50-60. Și iată, Alexandru Gromov a fost un scriitor care s-a ocupat mult cu popularizarea științei, a numit această generație, generația frământărilor de glot de pe drumurile de la sate, generația academicienilor de sculți. Deci, în sensul că, de fapt, când s-au format ca, hai să zicem, au pornit la această cale grea, ei, de fapt, în mare parte erau plini de lipsuri și mai ales în perioada de după război, chiar și flămâns. Țin mai jos, eu o să mai povestesc, dar și alți colegi pot povesti anumite revocări. Academicianul Ghițu foarte des ne povestea, iată, domnul Miglea este aici în sală, că ne povestea despre elementele de foamete pe care le-a dus chiar în anii studenții și chiar a avut și o stare de undeva de jumătate de an de, cum îi zice, la starea asta, intras într-o stare de criză și foarte greu a ieșit din ea. Deci, activitatea lui, iată aici sunt niște cifre integratoare care ar fi o mândrie pentru mulți cercetători, deci o operă științifică din peste 500 de lucrări științifice, undeva în jur de 30 de brevete de invenții, două monografii, dar principalul că a creat și anume pe acea dimensiune care a numit-o creșterea potențialului uman. Deci dumnealui a pregătit 235 de doctori în știință, inclusiv dintre care 6 doctori habilitați. Deci în acest context iată, eu menționez că Goethe zicea că nu înveți decât de la cel pe care îl iubești. Eu cred că majoritatea celor care sunt aici în sală, eu cred că l-au iubit pe academicianul Ghițu, fiindcă era un om care anima, era un om care știa să se antreneze în activități. Poate în unele porniri era puțin aventurier din fire, dar în cercetare este necesară această calitate. Principalul, adică se conta pe rezultate. În contextul vieții pe care el a adus-o pe tărâmul științei, pe tărâmul dezvoltării acestui institut, acestor structuri, centrul LISES și altor structuri pe care le-a creat și la care mă voi referi mai jos, și am mai spus-o odată, dar o repet la această, hai zicem, aniversare de 85 de ani, că academicianul Ghițu, de fapt, și-a zidit viața lui proprie în zidurile acestui institut, după cum meșterul Manole și-a zidit nevasta Ana în zidurile mănăstirii de la Argeș. Iată, eu am reprodus această mănăstire, clădirea institutului a fost arătată în slide-urile precedente, eu n-am reușit ca să o pun. Din acest motiv, eu cred că vrem, nu vrem, dar ființa dumnealui, adică firea dumnealui, spiritul dumnealui, va rămâne și eu cred că el rămâne și ceea ce noi astăzi am audiat aici, iată, în rapoartele prezentate, și în ceea ce face institutul, este prezent acel spirit pe care el l-a plantat, fiindcă el a perseverat în permanență pentru o mediu sănătos, dar un act creativ, adică ceva de a face nou, decât numai într-un mediu sănătos, se poate de făcut și într-un mediu respectiv științific. Și iată, el a făcut foarte mult pentru ca mediul respectiv să se dezvolte. Deci aici, iată, eu în slide-ul respectiv am formulat așa, gândindu-mă ieri și astăzi, când am pregătit această prezentare, cam care era crezul academicianului Ghițu. El poate fi discutabil, este văzut prin viziunea mea. Deci el a acționat cu convingerea că numai prin muncă, răbdare și curaj trebuie să obosești soarta vitrigă, să te verșuneze
să te prigonească. Deci este, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele unui filozof fenelog. Deci el a conștientizat vorba lui Lucian Blaga că un om de creație este aiduma celui care strânge picăturile de rou, care este o muncă foarte migaloasă. Deci lucrurile ca în știință nu se fac para-para, ele se fac, adică adunând bob cu bob și numai în cazul dat apare acel element de noutate, acele rezultate care pe urmă fac obiectul științei. Nu orice vorbă spus așa declarativ în gol este element de cercetare, este rezultat științific. Academicianul Ghițu avea capacitate de expertiză să se descurce în ceea ce este într-adevăr veritabil științific și în ceea ce este de fapt o imitare și este, hai zicem, un joc de cuvintele. A învățat și lecții de la Eminescu că omenie cere și cinstea cinste. Deci iată, relațiile cu colaboratorii, relații cu oamenii, pentru el era iată, eu și prin prisma mea de interacțiune reciprocă, dar interacțiune am avut foarte multe pe parcursul acelor aproape 40 de ani, gândeam că poate și el dorea foarte mult, apropo, mi-aduc aminte, în anul când a murit, am plinit 77 de ani, 2 de 7, l-am sărbătorit, eram în plină forță, sănătos, fiindcă s-a îmbolnăvit abia peste 2 luni de la acea zi de naștere din anul 2008. Așa, și noi de fapt am urat că să ne întâlnim sănătoși peste 11 ani la 88 de ani. El își dorea foarte mult să ajungă la vârsta de 88 de ani, care acel 8 este o coloană a infinitului. El era foarte îndrăgostit de coloana infinitului lui Brâncuș și prin ea vedea, adică, dar probabil că vedea continuitatea, iată, pentru știință este și elementul ăsta de continuitate. Deci s-a călăuzit de acest principiu al lui Hemingway, că există câteva lucruri care nu pot fi învățate repede și timpul, adică singura noastră avuție, trebuie risplit din plin ca plată pentru însușirea lor. Adeseori în discuții el spunea, uite cât de repede zboară timpul, dar își dădea seama că lucrurile nu pot fi făcute în rapiditate. Cu toate că cei care activam în laboratoare, și aduc aminte, aici este profesorul Bodiu și alții, când venea în laboratoare, în laborator, dar era zilnic în laborator, el totdeauna spunea, atunci mai des vorbea în limba rusă, «Нажимайте на все педали», era vorba lui clasică, ce rezultate au mai apărut noi și așa mai departe. Următorul crez este ceea ce iată la Fazil Iskander, că înțelepciunea este preparată din inteligență și conștiință morală. La academicianul Ghițu era acest aliaj, acest aluat dintre inteligență și conștiință morală, născute din probabil genele care le-au pus părinții la sară. Deci și ultimul care este listat aici, că el avea încredere deplină în noi, cei care lucram cot la cot, nu se temea ca să delegheze în puternicirile. Eu, în calitatea mea de adjunct mai mulți ani în diferite posturi în care a activat dumnealui, totdeauna avea încredere deplină în ceea ce facem și cum facem lucrurile, care este iarăși un element foarte important. Repere în viața a avut aceste 3 care eu iarăși le-am scos, le-am conturat eu, al Lucian Blaga, că destinul spiritelor creatoare este să profite de legile destinului ca de libertăți, adică ca pentru a se împlini. Și cu toate că a plecat poate prea subit, rapid din viață, eu cred că academicianul Ghițu a fost un om acestui pământ împlinit în viața lui, împlinit și sub aspect familiar, iată aici sunt rudele, dar și sub aspect profesional, realizând un șir întreg de lucruri de valoare. Eu cred că academicianul Ghițu, și poate din motivul dat, a plecat prea devreme, a trăit foarte mult și pentru alții, el multe, eu știu, lucruri care erau neplăcute pentru alții, le trecea și prin inima proprie. Eu aș zice că el trădea cu reperul de viață, că viața nu se măsoară cu numărul de respirații, ci cu acele respirații care se întretaie atunci când găsești ceva nou. El totdeauna era foarte entuziasmat de lucrurile noi care se făceau.
De fapt, academicianul Ghițu și-a suprapus viața, biografia sa, ea a coincis cu acea perioadă de fulminantă dezvoltare a științei în general și a fizicii în particular, în mare parte, în a doua jumătate a secolului 20. Deci, iată aici, am pus alături câteva, hai să zicem, puncte de reper de viața academicianului Ghițu și niște puncte foarte importante în istoria fizicii, în primul rând, să ne amintim, iată, că el, iată, vine în 1947, este inventat tranzistorul. El termină școala, iată, în acea perioadă. În 57, deci când el este la doctorantură, noi cunoaștem că este construită teoria supraconductivității, iată, o chestie care l-a captivat, poate că în ultima, a treia perioadă din activitatea lui de cercetare. În 1961 am zis că susține teza de doctor și în 1961 este lansat în cosmos prima corabie cosmică. În 1973 el susține teza de doctor habilitat și eu amintesc mare parte fizicienilor care sunt aici în sală că Leo Isaki, laureatul primului Nobel, deci lansează primele lucrări despre nanostructuri, deci cu dioda, cu tunel, etc., etc. Alte date, iată, care sunt menționate aici și în contextul tehnicii din nanotehnologii care au fost menționate de academicianul Tighineanu, deci în 82, iată, este inventat STM-ul, scanning tunneling microscop, iar în 85 atomic force microscop. Sunt două instrumente foarte importante în domeniul nanotehnologiilor. Este descoperită în 87 supraconductivitatea, care de fapt avea... A? Și Hall efectul cuantic, da, în 80, respectiv 85 fracționat. Adică efecte foarte importante. În anii 90, iată, el participă activ și după lucrările care puteți să le listați în bibliografie, care a fost editat în 2011, unde el, de fapt, o bună parte din lucrările, din activitatea de cercetare este legat de domeniul de termoelectricitate. Deci aici, probabil că iarăși, el s-a îndrăgostit de acest domeniu când era la Sankt Petersburg, când de acolo a pornit termoelectricitatea, iar în anii 90 a avut renașterea acestui domeniu în baza efectelor de nanodimensiune, de efectelor de cuantificare dimensiune și academicianul Ghițu. Și ultimul aspect care eu vreau să-l menționez, care eu am numit-o ultima dragoste științifică a academicianului Ghițu, unghii milimetrici, și aici eu, de exemplu, eram mult mai sceptic la acest domeniu, acum m-am îmbătrânit și eu și m-am mai deșteptat și am devenit o leacă mai înțelept, că aspectul informațional în fizică și în toate procesele care sunt, este foarte important, iar academicianul Ghițu încă cu 10 sau 15 ani în urmă, el sus și tare zicea că, uite, sunt ascunse enigmele legate și că influența undelor în milimetri nu este pur și simplu așa o acțiune fizică, ci este o acțiune informațională. Era foarte îmbătat de aceste idei. Deci, acum, foarte rapid, așa, doar ca să listez pe tablă, din păcate, probabil că n-a avut timpul respectiv ca să publice mai multe cărți. Era, zicea că monografiile le lasă după 80 de ani, n-a trăit până la 80. A reușit, iată, două monografii doar să facă și un șir întreg de articole care, publicate în cele mai diverse reviste, începând cu anii 60, iată, aici sunt primele articole care au intrat în teza de doctorat, urmând, iată, eu am selectat respectiv până în anul respectiv, iată, 2009, un șir întreg de lucrări care au apărut deja după moartea dumnealui. Apropo, iată aici un articol review publicat în Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. Are publicații pe cele mai diverse domenii, eu am vorbit de termoelectricitate, efectele de nanostructurare, nanodimensionare, aspecte de supraconductivitate, aspecte, adică dumnealui a reușit să cuprindă o arie largă și era de fapt interesat în cele mai extense domenii,
Aici am selectat vreo câteva din brevetele de invenții din ultimii ani, după cum observați, arătând cât de fructuos, adică activa. Deci din distincții a avut un șir întreg, sigur că de distincții. Aici sunt menționate, pentru care aș vrea să menționez deci brevetul de laureat a premiului de stat, încă în 87, mi se pare că și respectiv deci certificatul de deținător a Ordinului Republicii, cel mai înalt ordin de la noi din țară. Deci, acum, în ultima parte a intervenției mele, dacă nu v-am obosit, vin cu câteva comentarii referitor la partea științifică. Deci, în anii 60, el vine aici cu tematica de cercetare legată de semimetale, de așa numitele materiale anizotropice, încheagă în cadrul Institutului de Fizică Aplicată la început un grup de cercetare, iar la sfârșitul anilor, iar anul 1961, formează laboratorul de fizică a semimetalilor. Iată aici reproduc o fotografie a colegilor care o parte mai sunt, dar o parte încă activează, în cadrul, printre care, iată, domnul Moloșnic, doamna Nicolaev, domnul Bodiu, dacă se recunoaște aici, da, iată, în partea dreaptă, încheagă acest laborator care, cu rate, hai să zicem așa, deosebit, începe să crească destul de rapid. A avut, probabil, că unul din laboratoarele Institutului de Fizică Aplicată a avut în anii cei o rată de creștere de cele mai mari, așa, domnul Munteanu, că erați adjunct, o perioadă respectivă. Și, de fapt, în anii cei nimeresc și eu un laborator, probabil că și grație faptului că s-a format STB, un birou specializat, și s-au eliberat o parte din locuri, fiindcă în perioada aceea, domnul Culiuc știe foarte bine, la fel cum era atât de ușor să nimerești într-un institut din cadrul. Deci trebuia să fie. Sigur că academicianul Ghițu, iată, mai ales la această primă perioadă, era foarte atașat și foarte aproape cu colaboratorii. Chiar la, iată, acesta este o fotografie de la o demonstrație, nu mai țin minte, de 7 noiembrie sau 1 mai, de 7 noiembrie, da? După haine, 7 noiembrie. Doamna este Elena Condrea, iată, este în sală, da, care activează și acum, așa, iată, este în partea dreaptă acolo. Deci, ăsta e domnul Bodiu, domnul Caliniuc. Ridicați-vă, doamna Codrec, special pentru dumneavoastră am pus-o ca să vă vadă. Da, deci eu vreau să amintesc și, de fapt, ăsta este un exemplu și pentru noi. În acea perioadă, academicianul Ghițu foarte bine făcea escapa de la natură, adică scotea colectivul la natură, considerând că, de fapt, comunicarea este un element esențial și, din motivele date chiar de la bunele începuturi în laboratori, el a pus temelile unui seminar care a activat pe parcursul, de fapt, cât a trăit el, a activat acel seminar științific. Deci, urmează în anii 80 următoarea etapă de dezvoltare a cercetărilor. În anii 70, la rând cu semimetalii, el dezvoltă o bună parte de cercetări legate de semiconductorii din grupa 4-6 și semiconductorii ternari. În anii 80, deci, se formează alte câteva noi laboratoare, adică de la acel laborator de fizică a semimetalilor se formează laboratorul de fizică a temperaturilor joase în baza centrului de criogenie. Anterior, iată, eu am pe slide era de fapt anunțat că iarăși un credo al academicianului era Ghițu, era că lucruri serioase în fizica stării solide nu pot face fără măsurători la temperaturi joase. Și din motivul dat, deci, s-au pus bazele centrului de criogenie, unde în mod regulat a apărut posibilitatea de a face măsurători, deci la azot lichid fără nicio problemă și la heliu lichid, la fel măsurători sistematice care au durat până la sfârșitul anilor 90. Deci am vorbit atât de prezența aproape zilnică a academicianului Ghițu în laborator. În laboratoare, aici din arhiva mea, ceea ce este, eu am preluat niște fotografii, iată aici cu un grup de cercetători din laboratorul de fizică a temperaturilor de criogenie,
Așa. Deci, sigur că o perioadă distinsă în activitatea academicianului Ghițu, așa noastră, fiindcă aceste evocări despre care eu vorbesc, sunt de fapt și este o posibilitate de a revigora în memorie, eu știu, anumite fire de viață trăite de noi aici la institut. O perioadă cam așa, la început, destul de dificilă, s-a început la începutul anilor 90, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, dar grație dumnealui și grație faptului că adică cobora urechea la anumite sfaturi, la anumite discuții care le aveam, am reușit destul de rapid să ne încadrăm în proiecte internaționale, în proiecte legate cu România și respectiv centru care deja s-a format, laborator internațional, care s-a format de fapt la inițiativa unei constituiri a colegilor de la Moscova, fiindcă în acea perioadă deja noi efectuasem două proiecte mari de abergură la temperaturi, supracomunitate la temperaturi înalte și în această bază, de fapt, iată, s-a luat decizia de a forma acest laborator internațional, care, de fapt, era în viziunea țărilor CAIR, un laborator pentru țările CAIR, așa era conceput. Din păcate, de fapt, da, poate că din fericire, destrămarea Uniunii Sovietice n-a dat posibilitatea ca să meargă pe această formulă. Iată aici este reprodus ceea ce a menționat și domnul Sidorico și domnul Tighineanu, deci metodă de epitaxie cu fascicul molecular. Eu mi-aduc aminte că am fost unul din executanții, dar nu din executanții, de fapt promotorii acestei idei de procurare și o idee, aș zice eu, atunci mie mi se părea că eram tinerel și puțin aventurieră. Mi-aduc aminte că la sfârșit de an vine academicianul Ghițu și zice, uite, la ministerul, cum spunea atunci, planificării, sunt niște bani urgente, adică erau câteva, 1,5 milioane de ruble, dar 1,5 milioane de ruble era zdravă atunci, erau 1 milion de dolari. Și că pleacă rapid la Moscova, la institutul, la fabrica, zavod experimental în priboră străiene din Cernogolovca, care cunosc atât lucrul respectiv. Ele se făceau, apropo, divunicat și numai la comandă specială, dar la sfârșit de ară o instalație la alte organizații militare nu puteau să o realizeze și în felul ăsta, grație ideii, de fapt, suportului financiar care a reușit să-l obțină academicianul Ghițu, am reușit, iată, să procurăm această instalație care, în anii următori, noi am pus-o în funcțiune. Deci, următoarea instalație, iarăși, despre care s-a menționat, deci instalația MOSIVD, ea a pornit în cadrul proiectului de supraconductivitate și, de fapt, este o metodă originală care astăzi este dezvoltată și de colaboratorii noștri și de colaboratorii din Germania. Deci, iată aici o secvență de la, apropo, deci, la sfârșitul anilor 90 a avut loc o secție, așa numită Văiznaia Secție a Deleniei Fizicii Astronomie, aici la noi în Republică, iată, în centru este academician Osipian și alte personalități care un alt crâmpieu, iată aici, este în 1993, cei care sunt de vârsta mea să amintesc că a fost primul congres a Academiei Româno-Americane, iată academicianul Ghițu și cu academicianul Andreea și Rădăuțan, care au fost promotorii acestui, aici colegul, da, Thomas Koch, primul doctorant străin, așa, și dați-mi voie la încheiere să vorbesc puțin de specificul și anume, chiar dacă, hai zicem, care sunt acele elemente câteva importante, fiindcă omul care face cercetare sunt niște lucruri care nu multe, care după ce plecăm din viață rămân. Ele sunt vreo câteva. Fac iluzie cei care cred că în genere, deci au prins pe nu știu cine de picioare și așa mai departe. Sunt câteva lucruri esențiale pe care reușești. Deci, academicianul Ghițu, sub aspect de materiale, iată, a fost, hai zicem așa, încadrat în cadrul acestor așa materiale, care eu le numesc materiale neconvenționale. Ele sunt niște materiale specifice prin diferite proprietăți, iată, n-o să le listez pe toate, doar câteva. Iată, prima mare gamă de proprietăți este că masele efective, adică masa, cum o cunoaștem noi,
sunt anizotropice, adică purtătorii de sarcină nu pot fi caracterizați numai cu un parametru. Și atât aici apare dificultatea în analiza, în caracterizarea acestor materiale. Și atât primul lucru în care s-a implicat academicianul Ghițu a fost de a dezvolta metodele experimentale de caracterizare. De exemplu, când măsurăm efectul Hall, studenții și mulți noi cunoaștem ce este efectul Hall, cunosc și elevii. Dar în materialele anizotropice, în principiu, avem 3-4 efecte Hall, adică depinde de cum este orientarea respectivă. Și toate acestea au cerut o metodologie nouă de să fie elaborată și o schemă nouă, scheme noi de interpretare. Un alt aspect, iată aici, ce este stări impuritare de rezonanță, iată, pentru unele cercetări în acest domeniu, academicianul Ghițu a luat premiul de stat, iată, pentru lucrările care au fost făcute în domeniul respectiv. Un alt atribut esențial este legat de iată, permitivitatea de electrică mare. În semiconductori obișnuiți, este de ordinul până la 10, 3, 7, iar în aceste materiale este de la 10 în sud până la sute și chiar mii. Adică sub aspect iată, de implementarea e diferită. Ei, iată, în acest domeniu academicianul Ghițu, iată, eu aici am dat un fel de listare la materialele simple, iată, pentru a le caracteriza din punct de vedere, hai zicem, a proprietăților microscopice, este de ajuns să măsurăm efectul Hall și rezistivitatea și să scoatem cei doi parametri esențiali, concentrația și mobilitatea. În materialele, hai zicem așa, cu mai multe tipuri de purtători, deja avem nevoie de așa numită metodă cu 4 coeficienți. Da, astea materialele de tipul plumb, telur și așa mai departe, fiindcă avem două concentrații și două mobilități. Iar în materiale cum este bismutul, deja noi avem nevoie de 7 măsurători independente, de 7 parametri, ca să ne descurcăm. Și iată, pentru a se descurca în această situație, academicianul Ghițu, în colaborare cu alții, inclusiv cu ceva am făcut și noi împreună, deci iată, a dezvoltat 3 abordări. Așa numită prima abordare tehnologică polinomială, tratare a coeficienților cinetici, a doua, tratarea prin ecuația Boltzmann folosind tipul de relaxare sub formă tezorială și a treia metodă variațională. Ei, iată, aici este reprodusă o lucrare din anul 1963, publicată împreună cu Ivanov, care ilustrează, de fapt, cât este de complicat, de exemplu, este dată expresia pentru efectul Hall, pentru coeficientul Hall, care în varianta pentru materialele obișnuite este simplu. Este 1 pi E dimulțit la N, da? Sarcina dimulțit la concentrație și atât. Aici, uitați-vă, cât intră și ce intră și atât, câțiva coeficienți Hall sunt arătați. Așa. Și încă două lucruri care vreau să le menționez. Iată, printre descoperirile care s-au făcut aici în institut și la noi, de fapt, în Republică, eu consider că o descoperire de prim rang este, de fapt, prima identificare, primele pattern-uri sau amprente a efectului de cuantificare a fluxului magnetic. Este o lucrare făcută în mijlocul anilor 70, în colaborare cu colegii de la Moscova, de la Catedra de Fizică a Temperaturilor Joase. Deci este, de fapt, la nivel internațional, una din primele identificări a efectului de cuantificare a fluxului magnetic, care, pentru cei care nu sunt inițiați, vine de la, iată, ceea ce eu, când explic fenomenul respectiv, pornesc de la relația de incertitudine scrisă pentru sarcină și pentru fluxul magnetic. Exact cum o cunoaștem noi, Heisenberg, pentru poziție și impuls, exact că este. Și dacă noi avem sarcina cuantificată, atunci, în mod obligatoriu, ne apare că este cuantificat fluxul. Și iată, în acele obiecte care au pornit de aici la noi, așa numitele microfire în izolație de sticlă, acest efect a fost identificat și el rămâne în analele internaționale. Iată, aici eu am preluat una din primele cărți în domeniul nano, hai zice, fizicii, atunci se numea, adică, mezofizica a savantului Iosef Imre, Physics of Mesoscopic Systems, unde, apropo, iată, sunt citate două lucrări ale academicianului Ghițu, unde figurează și el,
unde este, este menționat, iată, acest efect. O altă lucrare, iată, deja făcută în colaborare cu aceiași moscoviți și cu profesorul Popovici, care, apropo, recent a plecat tot din viață, din păcate, tot mai mulți din cei care au fost, care au lucrat cu academicianii Mighițu, îi urmează calea să întâlnesc acolo în cer, și este probabil această ocazie să ne amintim și de toți aceia. Ei, iată, chiar recent eu am găsit într-o lucrare unde se face referință, iată, la această lucrare publicată încă în anul 75, iată, o lucrare proaspătă, apropo, din luna noiembrie, observați, unde este menționată, iată, această lucrare, apropo, sub aspectul de supraconductivitate. Asta vorbește despre temenicia lucrărilor făcute. Aici, iată, n-am reușit să spun datele, dar o spun în cuvinte. Unul din primele articole de sinteză în domeniul, iată, procesele fizice în bismut, profesorul Falkovski, unul din cei mai versați în domeniul respectiv, în review-ul lor, încă din 68, găsim undeva vreo 6 referințe la lucrările cu participarea lui academicianului Ghițu. Și ultimul aspect, care ține de undele milimetrice, academicianul Ghițu a reușit să impună, iată, în domeniul respectiv, și iată aici eu reproduc, apropo, unul din ultimele proiecte ale dumnealui de la STCU, câștigate pe domeniul respectiv, iată, stimularea proceselor biologice prin iradieri cu undele milimetrice. El probabil că simțea că totuși se apropie anumite lucruri și căuta să facă niște dispozitive miraculoase, magice, aceste dispozitive cu undele milimetrice. Dar, din păcate, ele nu l-au ajutat ca el să ajungă până în ziua de astăzi. Deci, aici închei, se poate mult de vorbit. Eu felicit călduros colectivul cu acești 10 ani și eu cred că va fi forța respectivă și ideile respective ca Institutul în continuare să meargă înainte și să se impună la nivel internațional, dar și la nivel republican, cu un ser întreg de, eu știu, de idei și realizări. Eu mă bucur că am fost alături de el, totdeauna l-am susținut și împreună am mers și împreună am apropoiat aici să pomenit despre fondarea Institutului, domnul Cadician Furzuș, domnul Cadician Pighineanu, și aduc aminte și eu eram în perioada respectivă academician coordonator, și despre insistențele mele privind iată, formarea Institutului, sigur, cu susținerea iată, a academicianului Ghițu, și a fost, de fapt, nu o poziționare separatistă, ci a fost o poziționare că cercul de fizicieni din Republica Moldova merită deci, două instituții care, de fapt, ele și teritorial sunt separate și numai prin aceasta câștigă știința de la noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Istoria domnului Cadician Ghițu este foarte fructuos și un seminar asta e prea puțin pentru acoperirea toate domeniile în care el a fost foarte, foarte activ. Noi avem încă o obligațiune plăcută. Jubileu mare, 85 ani academicianul Ghițu, dacă noi avem încă două jubilee în colaboratorii institutului nostru, domnul doctor Iurie Nică, el, ну, unde doctor Nică? Mulțumesc, mulțumesc domnului Iurie Nică. Ați ajuns la frumoasă aniversare de 65 de ani din ziua de naștere și fi o platformă solidă de lansare a noi proiecte pentru prosperarea științei
și institutul nostru și bucurie dumneavoastră personală. La mulți ani, să propunem text colectivului institutului. Noi avem încă un colaborator foarte, foarte harnic, care lucrează foarte, foarte intens, zi și noapte, și el motivează lucrați încă mai intens. Domnul doctor habilitat Vyacheslav Ursache, mult stimați domnul Vyacheslav Ursache, ați ajuns la frumoasă aniversare de 60 de ani. Acest act de vârstă va fi pentru mine, fiindcă important este pentru noi să continuăm totuși cercetarea științifică, indiferent de funcțiile care noi lucrăm, funcțiile administrative de coordonare sunt cele importante, dar trebuie să avem posibilitatea de a continua cercetarea. Și Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, colectivul Institutului, acea bază care noi ne oferă această posibilitate. Sigur, asta e baza solidă pentru tot salantul dumneavoastră, în primul rând, pentru dumneavoastră studiată. Deci eu, salant. Deoarece sunt în fața voastră, vreau să vă spun, m-a sunat domnul Cacian Bostan și regret că nu are posibilitate să fie alături de noi, are probleme de sănătate, este la spital, dar el ne felicită pe noi toți, colectivul nostru, cu această ocazie și este alături de noi în această situație. Da, dacă, deci, domnul președinte Cacian George Biduca, deci, iarăși este prins în alte activități, dar vă felicită și ne felicită toți cu ocazia aceasta. Și eu cred că, deci, te felicită și conducerea de sus, pur și simplu, ei sunt ocupați. Eu sunt foarte ocupat. Domnul Ghinean se referă la președintele ales. Domn direct, două cuvinte. Da, sigur. Domnul Ghinean Jeru, prietenul domnului Ахимчан Кису și șinot prietenul nostru și Хернов. Стимați колеги, дайте-мi voie să spun ceva cuvinte. L-am cunoscut pe domnul Ахимчан Кису circa 40 de ani. Am avut multe întâlniri, am avut și colaborare. Eu vreau în primul rând să... Mai mult de 50. Cum? 50 chiar de ani. Da. Vreau să vă spun că mult s-a spus, dar mult mai este dispus despre contribuția acestui mare savant și vreau să mai spun că cuiva poate nu-i place, cuiva nu-i place, dar au fost așa condiții în Uniunea Sovietică și la noi Republică pentru dezvoltarea științei. Când tinerii talentați erau trimiși special în centrele Moscova, Leningrad, Kiev, se întorceau cu direcții care acolo le-au inițiat și aici dezvoltau aceste direcții. Una și a doilea erau cadre. Era de unde ales oamenii aceștia, pentru că fizica pe atunci era foarte prestigioasă, David Deadavogodă numai ce face filmul acela, și era de unde ales acești oameni care am văzut aici fotografii. Eu vreau să spun că totul despre altceva, două cuvinte. Viziunea mea despre Ахимчан Кису ca om, nu ca savant, dar ca om, ca atare. Știți dumneavoastră, clădirea unde noi ne aflăm, temelia i-a fost pusă de către Ахимчан Кису. Temelia adevărată, el aici vine în toată ziua, se interesa de construcție și clădirea unde stăm aici a fost tot pusă la temelie ei și ridicat de către Dimitrie Vasilievici. Doi, la alegerea cadrelor. Eu am terminat Universitatea de Stat cândva și în căminul nostru, strada Bender numărul 1, la etajul 3, te duci la dreapta când te urci speri, era un colț, numai bun de a ține inventarul auxiliar, mături, acolo ce mai trebuie.
iată, în colțorul acela, cu era ușă. Tot timpul se auzea niște zgomoți, rezonanță, nu știu ce. Acolo petrecea nopțile un student care nu era excelent după note, dar acolo își făcea radio, radio Lubitel în limba rusă. Tot timpul stătea. Era Anatolie Fedorco, ca după aceea el să lucreze în laboratorul domnului Ghițu de semn metalic, fără note de 5, 10 și 20. El l-a simțit că este cercetător, înțelegeți? Iată cum era acest om mare și era foarte simplu, foarte simplu. Eu am două momente pot să vă spun. Eu lucram 69, era asta, 70 pe atunci, raționul de fizică aplicată, etajul 2, iar Dumelu era pe atunci director adjunct a Institutului de Fizică Aplicată. Mă rog, așa s-a întâmplat, din păcate ce mult se întâmplă. Stăteam târziu în laborator și Dumelu stătea târziu în direcție. Și mai ieșea să recreze și mai intra, că era doi pași până acolo. Nu, zice la masă, seara și vinea până la 11. Înapoi, da, dar eu zic de seara, târziu, pe la 10, acolo. Și iarna, fric, și ce mai faci încolo? Și odată vine cu autoreferat. Ne-l pune pe masă, zice, pare că e interesant, uite la lucrarea asta. Eu m-am uitat departe de mine ca până la steaua Vega, pentru că era supraconductivitate, lucrare experimentale. Dar, mă rog, eram tânăr, m-am interesat, am studiat. Era o mașină tapatla în sectorul adel teoriei semiconductorului, cuantoelectronică la sestrantului și am și tapat acolo. Scris un aviz din partea noastră. Când a venit el, m-a trecut cumva, eu îi dau tapat materialul ăsta, el se uite la urmă, tu știi. Asta e aspirantul lui Alexeievski, dar știi cine e Alexeievski? Dar eu am pus pe 4-5 observații acolo. Dar o luați cărtile. După aceea, peste undeva, mai puțin de un an, asta a fost în primăvară, iar primăvară, țin minte, spre toamnă, un cercetător de la laboratorul Acăniceanului Rădăuțeanu, Dima Samuș, tămân acolo avea stagiere la pian. Și s-a întors, i-am spus iarnă, și nu știu cum povestea, eram și eu, cum se fac acolo susținerile tezelor. Și el lămurea. Când fie an, lucrare, diplomă, și la nivel cum la noi, de candidat. Dar atunci a fost întrebare, dar cum se fac la dânsii susținerile tezelor a lucrărilor de candidat? Și el spunea că, ia că, zicea, mă, a fost vara, îi spune că acum. Și ia că, ce-o secretar, eu termin, ce-o nu secretar, stai, tac, odzivă, atuda, zămiceani, e nadă, zămiceani, odzivă, atuda, zămiceani. Nu este din odzivă, cineva nu, bez zămiceani, tam ne răzăbrare de răbăci. Iată, cam așa a fost un caz. Și eu... Așa a fost, dar vreau să... Așa. Care sunt convenit de partea? Și al doctorandului ăsta a fost în felul următor. O strânut la capiță. Și era scris o frază că este, sunt obiecte și capita se uită unde sunt obiecte. Și de drum jos, autoreferatul, de concret, obiecte s-au trecut pe drum, de la Chișinău, pe la Muzicul. Deci, eu doresc Institutul Acestului 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 Так, уважаемые коллеги, у нас еще одна очень приятная, еще один приятный момент. От профсоюза в Академии наук Молдовы пришел к дому Бужирянова. Спасибо вам большое, что разделили с нами этот праздник, юбилей института Евгения Борисовича. И у вас, я так понимаю, что сюрприз для нас. Да, это не сюрприз, мы часто оказываем
помощь и материальную, и разную помощь. А сегодня мы хотим отметить некоторых активистов, небольшие премии по 400 лей, значит, за добросовестную работу и на помощи профсоюзной деятельности, и в сотрудничестве и поддержке администрации. Был принят очень хороший трудовой договор, и поэтому я приглашаю... А, Горбица, либо... Горбица не инглеза. Да, не инглеза. Но когда Тельный Барум у нас будет. Будем. Ибит София Дону. Шибаєв Олександр. Шибаєв Олександр, якщо партія, партія актив. Я, якщо кандидатор, Крилухарі Семінцева, Рошикова, Дігаїва. От як ся мучим партія. Я верита майму. Святого Дуамі Стойка Лучія, Шпутель Гелена, Тимкав Зубала, Шиєв, акума, așa mi-a venit o idee, având în vedere colectivul mare de ingineri și tehnicieni, aceste persoane, încă noi sindicatii luptăm pentru a majora salariile, dar încă nu este suficient și acordăm la decizia dumneavoastră, la cine se propune, o foaie la un sanatoriu. Pentru categoria aceasta, din cele doi de ani. Bine, asta e bine. Asta, una și la una. Și, în concluzie, noi rugăm domnul academician Turdui, care personal a cunoscut domnul Ghitu. Șediliatul respectiv. Da. Ultimați colegi, eu am socotit de datoria mea să fiu astăzi între dumneavoastră, fiindcă am o deosebită stimă atât față de dumneavoastră, de conducerea institutului și, în primul rând, e clar, față de domnul academician Ghițu. Eu l-am cunoscut încă când dumnealui lucra ca secretar științific a prezidiumului. Secretar științific, nu academician, nu secretar general. Prin aceasta vreau să subliniez că dumnealui a avut un aport extraordinar în organizarea științei naționale, a Academiei. Fiindcă, fiind secretar, am spus, științific a prezidiumului, apoi fiind secretar general a Academiei, fiind acadician coordonator și fiind director adjunct a institutului, fiind academician coordonator. Printre altele, am rămas impresionat atunci când l-au scos din academician coordonator. Știind că dumnealui este o persoană foarte activă, devotată Academiei, devotată științei. Și instituțiile acestei secții aveau succese. Și dintr-o dată a fost scos. Vreau să subliniez că tot am rămas impresionat la o ședință a prezidiumului. Președinte era tot fizician și se examina problema ca să fie atribuită Academiei, să treacă Academie. Fabrica Topaz. Da, Topaz. Cu ce durere el, vă zic că a plecat de la această ședință, când fizicienii nu l-au susținut. Fizicienii. Unii fizicieni. Adică eu pot să vă spun și pe nume și nume după tata. Cu asta. Dar nu trebuie. Adică
dumnealui și eu sunt sigur că asta a fost o idee extraordinară în favoarea Academiei și în favoarea instituțiilor tehnice. Dar cu părere de rău, nici președintele, nici vicepreședintele nu l-a susținut. Eu îl cunosc pe dumnealui și de aceea că așa a fost să fie și dumnealui lucrat târziu și eu lucram târziu. Eu și astăzi lucrez târziu și el când pleca acasă, pleca pe la mine. Adică aproape în fiecare zi ne întâlneam. Și de ce e... La 11 seara, spuneți. Da. De ce e, vreau să menționez că eu mă mândresc că am fost apropiat cu dumnealui, că el avea încredere în mine și eu aveam încredere în dumnealui și, într-adevăr, mă bucur de la ceea ce am auzit eu astăzi aici, din rapoartele care au fost. Mulțumesc, colegi, eu cunosc bine ce se face în Academie, am avut onoarea să fac cunoștință fiind prin vicepreședinte, vreau să subliniez, într-adevăr, bravo sunteți! Elaborări la nivel internațional, elaborări cu care și eu mă mândresc că vă cunosc și aveți așa succese. Și am spus și vreau să repet că aceasta este meritul a tuturor dumneavoastră în condiții acestea extraordinare de dificile când guvernatorii n-au nicio interes față de știință și nicio susținere și dumneavoastră faceți lucruri care vor rămâne în istoria nu numai Academiei, dar și a științei. Vă felicit încă o dată și îmi pare bine că totuși am venit astăzi să aud ce faceți dumneavoastră și plec cu mare satisfacție că eu astăzi am fericirea să lucrez și să vă cunosc pe dumneavoastră. Succes! Mulțumesc frumos, domnul Crimicean Rudui, asta e plăcere deosebită. Domnul Crimicean a fost prietenul, nu numai colaboratorul lui Dmitrie Vasilievici, el a fost în realitate prietenul și înțelegerea a fost perfect dintre ambele salanțe. Salanțe toată viața. Stimați colegi! Mulțumesc mult pentru participarea, a luat sfârșit diplomul primit. Ședința de azi a luat sfârșit. Oaspis, vă rog, la direcție, avem o ședință, o volantă la direcție. Sus, în primul etaj. Jos. Da, jos. Jos. Cine are aici? Sus.